Și am zis, Andreea, acum vreo 2-3 clipuri, că nu-și mai cumpără niciun parfum în luna ianuarie. Da, îmi retrag cuvintele, pentru că, evident, nu m-am putut abține. Mi-am luat un parfum, dar, am o explicație. Este un backup pentru un parfum pe care l-am deja și anume La Petite Robe Noire Black Perfecto. Știți că este discontinuat și eu am de fapt sticluța de 30 de ml și deja mi se părea că se termină și mă gândeam ce mă fac eu când se termină și nu mai găsesc parfumul. Foarte mari probleme, așa că mi-am luat un backup ca să stau eu liniștită și să fie așa pentru sufletelul meu, plus că parfumul ăsta e prea frumos ca să nu îl am mai mult timp în colecție și asta este varianta de 50 de ml, sticla este la fel de frumoasă, o minunăție. Și da, mă bucur că l-am. Îl pun acolo de rezervă să-și aștepte cu minte rândul. Și dacă l-am luat pe ăsta, trebuia să mai iau ceva pe lângă, că da, nu se putea altfel. Și am luat un mini sau un travel, mai degrabă, dacă vreți să-i spuneți așa, de la My Burberry Blush. Așa arată. Este o variantă cu rolon, ceea ce nu pot să zic că mă încântă neapărat, dar am văzut la Luminița Avram, pe care vă invit să o urmăriți pentru că e foarte mișto și face clipuri despre parfumuri și are un stil așa foarte, foarte fain și aparte de a povesti despre parfumuri. O să vă las linkul ei spre canalul ei în descriere, dacă nu las să mă trageți de mânecă și să editez acolo descrierea. Deci, mergeți să o urmăriți și la ea am văzut cum poți transfera dintr-o sticlă de genul acesta, mă rog, recipient de genul acesta cu rolon, într-o sticluță normală cu atomizor, numai că trebuie să-mi iau astfel de sticluțe pentru că nu am, tot am zis că dau o comandă și îmi iau sticluțe pentru decanturi, ca să le spun așa, încă n-am luat, dar o să se întâmple și asta cândva în viitorul apropiat. Revenind la parfum My Burberry Blush, eu l-aveam și pe wishlist. Și de asta am și luat această variantă, să-l testez, să văd cum este. Este un parfum perfect pentru primăvară. Când îl miros, parcă miroase a primăvară. Este un fructat, floral, dar are și ceva note verzi, se simte ceva verde. Așa când se mai așează pe piele, l-am testat ieri. E un parfum ok, e foarte frumos, dar nu știu dacă mă inspiră să iau și variantă mai mare. De asta s-ar putea să-l tai de pe wishlist. E foarte fain, pentru primăvară merge perfect, dar, nu știu, poate prea floral pentru mine. E foarte delicat și gingaș așa și mă duce cu gândul fix la rochițe roz, albe, oricum de culoare deschisă și așa mai vaporoase. Da, am să-l port la primăvară, că acum nu este cazul, și mă hotărăsc atunci, dacă am nevoie și de o variantă mai mare, bine, am nevoie între ghilimele, că nu am nevoie, dar dacă îmi doresc și o variantă mai mare, sau e de ajuns ce am aici. Da. Și cam asta a fost atâta, nu am mai luat altceva. Am fost cu minte, să spunem, între ghilimele. Și am primit ieri și un colet de la Melchior. Au lansat o nuanță nouă de ruj lichid mat. Eu am mai avut vreo 3 sau 4, 3 nuanțe de la ei și mi-au plăcut. Și acum au scos nuanța Naked, parcă se cheamă. Da, Naked, care este, bineînțeles, un nude. Foarte, foarte frumos. Ăsta este și la fel mi se pare potrivit mai spre primăvară încolo, mai spre anotimpul cald. Dar am să-l port și acum ca să-l testez să văd cum este. Îmi plac pentru că sunt destul de rezistente rujurile astea ale lor. O să facem și un swatch. Și se simt destul de confortabil pe buze, cel puțin ce am avut eu, dar presupun că este aceeași formulă, cred, sper. Avem și un focus, cam așa arată, e foarte frumoasă nuanța. E un piersiciu așa. Trebuie să fac o rectificare, sunt două nuanțe noi care se lansează în gama aceasta de rujuri mate de la Melchior. Este nuanța Naked, pe care o am eu și la care m-am oprit, și mai este și nuanța Bliss. Aici sunt cele două nuanțe. Și cam așa arată rujul la o lumină nu foarte bună, dar cred că se vede cât de cât. E un nude foarte frumos, s-a așezat bine pe buze, este opac din prima, pigmentat, se simte confortabil, nu usucă excesiv, nu mi se pare lipicios. Da, vedeți? E totul în regulă. Da, și cam așa arată, am filmat și clipul, deci treaba e bună și îmi place cum arată așa cu restul machiajului. Tocmai ce a făcut un quiche, am luat un quiche de la săptămâna franceză din Lidl și l-am pus la răcit.
și l-am lăsat acolo. Și am venit așa prin bucătărie și domnul Jez era cu lăbuțele pe masă și se lingea pe bot. Problema este că frige extrem de tare și când m-am uitat din mijloc așa, era luată o bucățică, era o ciupitură. Săracul, mai mult îmi pare rău pentru el pentru că cred că s-a fript îngrozitor la limbă, pentru că era clocotit acel chiș. Dar pe de altă parte, este un hoțoman. El prea fură de felul lui, mai fură la viața lui niște felii de pizza, un rulou cu vanilie. Doamne, cu ăla a fost... A fost mare panorama cu rulou ăla de vanilie, dar se pare că i-a plăcut foarte mult. Și... în rest, nu prea fură el așa, dar cred că i-a mirosit foarte, foarte bine de la cel chiș. Și da, a ciupit puțin și se tot lingea pe bot. Acum nu știu dacă de poftă sau că i-a plăcut sau pentru că s-a fript la limbuță, săracul. Prostănac. Ăsta este chiș Loren cu bacon și șuncă. Dacă i-a plăcut lui Jez, sperăm să ne placă și nouă. Ciupitură făcută de Jez și o bucățică pe care cred că n-am mai apucat să o mănânce pentru că am venit eu în bucătărie. E ok și. Da, nu pot să spun că m-a dat pe spate. De ce nu cred că aș mai lua așa a doua oară? Mai avem două variante. Una cu somon și una cu nu știu ce, cu verdeață. Nu știu ce e. Pe alea încă nu le-am încercat, sunt în congelator, dar asta e ok, așa la foame merge. Hai sus! Stau aici, în fața voastră, cu Jez în brațe, ca să vă spun că am comis-o din nou. Ziceam la începutul ianuarie că nu o să-mi iau foarte multe parfumuri luna asta și deja am un al doilea unboxing de parfumuri în același vlog. Da, s-a întâmplat. Ideea este că am găsit o ofertă, mulțumesc, Jez, că aștept la ceea ce spun eu, am găsit o ofertă pe care n-am putut să refuz. Știți cum e aia? I'm gonna make you an offer you can refuse. Asta am găsit eu. Și a fost săptămâna trecută pe Notino o ofertă, după cum spuneam, la cumpărarea unui parfum de minim 120 de lei dintr-o selecție de parfumuri, primeai cadou, un alt parfum de 30 sau 35 de mililitri, la fel puteai să-ți alegi între 4 parfumuri. Pe mine m-a atras unul dintre parfumurile pe care le aveau ei drept cadou, așa că am cumpărat un parfum din selecția aia, practic așa la plezneală, doar ca să pot să primesc cadoul. Și să vă arăt întâi ce parfum am cumpărat. Pe ambele am dat 160 de lei, cu tot cu transport și taxe și așa, deci 80 de lei un parfum ar veni, ceea ce e super wow. Bun, am luat Ralph, acesta este parfumul pe care l-am cumpărat de la Ralph Lauren și este foarte simpatic parfumul. Este fix cum așteptam, adică fresh, după cum arată și sticla și culoarea asta cu albastru. Este un fresh marin, aș spune, ușor fructat. E așa zemos cumva, deci o să meargă perfect pentru anotimpul cald, vara mai ales. Dar e plăcut. Știți că eu nu sunt cu parfumuri fresh, nu mă omor după ele. Dar asta, să știți, chiar e plăcut. Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam la mare lucru din partea lui. Am luat ce era acolo. Oricum nu erau foarte multe de ales din selecția aia de parfumuri. L-am luat pe asta și chiar e ok. Chiar pot să spun că m-a surprins. Și l-am dat pe o hârtiuță. Și să știți că încă rezistă. L-am dat azi dimineață când a venit. Și au trecut 7-8 ore și încă rezistă foarte bine pe hârtie. Aia oricum pe hârtie rezistă mai bine decât pe piele, dar vreau să spun că se simte încă foarte puternic pe acea hârtie. Bun, și parfumul pe care l-am ales drept cadou este acesta, Flower Bomb Midnight de la Victor & Rolf. Știu Flower Bomb-ul original, pe asta nu-l știam, amândouă au fost Blind Buyer și mi se pare interesant. Însă îl asemăn destul de mult cu La Vie Belle și cumva mi se pare că are un ADN comun cu alte parfumuri. Jez, cred că o să vrea afară. Da, mi se pare că are un ADN comun cu alte parfumuri și de asta nu l-am luat până acum. Nu știu dacă o să-l iau, nu l-am trecut pe wishlist. Și pentru că am avut ocazia să iau varianta asta Midnight cu oferta asta super fain, am zis că de ce nu, e un preț super bun să-mi iau două parfumuri la 160 de lei, așa că hai să văd și eu ce e cu el. Și
Prima oară când l-am simțit, când l-am mirosit, mi s-a părut că aduce foarte, foarte bine cu Narciso Rodriguez For Her, acela roz pe care l-am și eu și îmi place super mult. Mi s-a părut că e aproape același parfum, așa l-am simțit eu. Și oricum, stăt așa, am aici niște chestiuțe ca să testez parfumul. Eu simt niște note care nu sunt listate, deci eu simt cu totul altceva în parfumul ăsta față de ce e listat pe Fragrantica. Așa, să fim profi, mai cum. Așa, scuturăm. Da, deci inițial, v-am spus, mă duce cuvântul la Narciso Rodriguez For Her, dar ăsta e ușor mai fructat decât acela. Ăsta mi se pare că are coacăze sau ceva, fructe, nu știu exact, în compoziții. Apoi, mie mi se pare că se simte ceva trandafir, dar nu are trandafir în compoziție. Apoi, pe la mijloc, mi s-a părut că este ușor pudrat și parcă avea așa o notă distantă de violete. La fel, nu are violete în compoziție. Și mi se pare că miroase și a paciulii. Și ați ghicit, nu are paciulii în compoziție. Nu știu, e foarte, foarte dubios. Îmi place parfumul, nu e un parfum rău, dar nu mi se pare ceva unic. La fel ca la Flower Bomb-ul original, parcă are un ADN pe care l-am mai întâlnit. După cum spuneam, mi se pare că aducea Narciso Rodriguez For Her, și la Vierbel, așa, foarte, foarte puțin, undeva îndepărtat. Da, dar e ok, trebuie să-l port și pe piele, să văd cum se simte. Atunci s-ar putea să se schimbe datele problemei și să nu mai simt note care nu se află în parfum. Bine, știu că ei ce listează acolo pe Fragrantica sunt doar câteva dintre notele pe care le folosesc. De iar mi se pare că are nota e pudrată, așa ca de violete. Da, nu știu, foarte dubios. Da, n-au listate toate ingredientele, dar mă gândesc că totuși dacă ar fi avut ceva gen trandafir, care este destul de comun și de căutat în parfumuri, cred că l-ar fi trecut. Da, are mosc în schimb. Poate l-am confundat eu cu paciuli, mosc, nu știu ce să zic. Da, da, e ok. Însă să știți că pe hârtiuță, ăsta, Ralph, a rezistat mai bine decât Flower Bomb Midnight. Da, îmi place și sticluța. E faină. E interesant așa. Da, rămâne să-l port și pe piele, să văd cum se simte, dar mă bucur că am prins această ofertă. Nu-mi pare rău că am luat aceste parfumuri. Le mai adaug la colecție și ăsta de la Ralph Lauren, să știți că a fost o surpriză plăcută pentru un parfum fresh, eu nefiind cu parfumurile fresh. Și îmi place la ăsta Ralph că nu e citric. În general, astea fresh au foarte multe note citrice. Ăsta are ceva mandarine, portocale, ceva de genul ăsta ca note de vârf, dar nu prea se simt. E chiar ok. Și am mai adus aici o chestie despre care vreau să vă vorbesc. Mi s-a terminat crema de față și m-am dus în stocul meu de creme să văd ce mi-aleg de acolo, ce iau să folosesc și am zis hai să încerc pe asta de la Espa, pe care o am din calendarul de advent de la Look Fantastic, cred. Le încurc. Am desfăcut-o ca să o folosesc, evident, și m-a izbit mirosul. Fair, da. Este foarte lichidă, nu prea pot să vă arăt, nu pot să întorc cu totul pentru că o să curgă. E foarte lichidă, ceea ce, mă rog, ar fi ok pentru că eu mă împac bine cu aceste texturi mai lichide, mai lejere la creme, dar mirosul are ulei esențial de lavandă și miroase lavandă, miroase și ușor mentolat, are rozmarin, apă de rozmarin sau ceva de genul. Și miroase puțin și a rozmarin și mă duce cu gândul la condimente de pus în mâncare din această cauză. Știți că eu n-am o problemă neapărat cu parfumul în cosmetice, folosesc produse cosmetice cu parfum, însă asta nici măcar nu miroase a parfum, nu e miros plăcut în primul rând. V-am zis, miroase a condimente, miroase și a stătutul ăla, că miroase dubios, n-am aplicat-o pe față că nu am putut. Deci eu, care n-am o problemă cu parfumul în cosmetice și n-am putut să aplic crema asta pe față, e clar că ceva nu este în regulă. Cred că v-am spus și atunci când am găsit crema asta în calendar, că eu am mai avut de la ei vreo două produse pentru corp, erau alea, și nu m-am înțeles cu ele.
și după experiența olfactivă cu crema asta, e clar că nu mă înțeleg cu acest brand. Am mai avut un ulei de corp sau nu știu ce era ăla, care mirosea a duru. Efectiv, dacă știți, săpunul duru de pe vremuri, săpun de rufe, clasic. Mirosea, era un miros nasol, nu puteam să folosesc așa ceva. Am folosit ulei ăla pe picioare cât am putut și după aia l-am dat deoparte, că nu. Văd că ei mizează foarte mult pe ideea asta de cumva aromaterapie, undeva în zona aia, ceea ce când vine vorba de o cremă de față, nu îi înțeleg rostul. Hai, la o cremă de corp, un ulei de corp, să zicem că da, dar la o cremă de față, da, nu știu, nu-mi place deloc și insist să o miros, nu știu de ce. Nu știu ce o să fac cu ea, cred că tot așa o să folosesc pe picioare, poate ca să nu arunc. Oricum nu este un brand care să se găsească foarte ușor în România. Îl găsiți pe Look Fantastic, cel mai probabil, dacă a fost inclus și în calendar, dar oricum nu e foarte popular la noi. Cum am filmat și sper că am pus și în vlog, azi am fost și l-am tuns pe Jezulică. E în sfârșit, pentru că era loca, îi stătea blănița în toate părțile posibile. Nu l-am mai tuns din decembrie. Da, și azi am fost cu el la tuns și e băiat frumos și el acum și aranjat așa. Arată foarte bine. Noi am fost la cumpărături, la cumpărăturile bilunare, cât a stat el la salon să-și facă freze acolo. Și după ce am ajuns acasă, a sunat un curier și mi-a adus un pachet, mă uit acolo pentru că acolo este, mi-a adus un colet foarte, foarte interesant și este vorba despre primul pachet de PR pe care îl primesc vreodată de la Kiehl's. Sunt foarte, foarte încântată și este vorba despre gama Ultra Facial de la ei, despre care eu v-am mai vorbit în clipuri, în special despre crema Ultra Facial Cream. Hai să deschidem, am dat așa în pauciul ăsta transparent. Îmi plac pauciurile transparente pentru că poți să vezi ce este înăuntru când ești în călătorii și nu trebuie să stai să scormonești pe acolo după produse. Și avem așa, bineînțeles, crema, celebra lor cremă, Ultra Facial Cream. Este una dintre cremele mele preferate pentru perioada iernii. Vara, în anotimpul cald, nu prea mă înțeleg cu ea, este prea grasă pentru tenul meu, dar iarna îmi place super mult. Este o cremă simplă, lejeră, intră rapid în piele, hidratantă, foarte, foarte faină. Apoi, mai am un toner de la ei, Ultra Facial Toner. Și pe acesta l-am mai încercat, dar am avut niște mostre de la el, deci nu l-am avut așa într-o variantă mai mare. Și e ok, e foarte ok, la fel este foarte blând cu tenul, este potrivit și pentru un ten sensibil, uscat, e super ok. Dacă, nu știu, vreți ceva mai cu aciz, chestii de genul ăsta, da, nu este produsul potrivit. Dar dacă vreți pur și simplu un toner foarte blând cu tenul, acesta este un produs ok. Și am cleanserul, Ultra Facial Cleanser, și despre acesta v-am mai vorbit aici pe canal. L-am avut și în variantă mai mică și mai mare și l-am avut de multe ori. Și la fel ca tonerul, este potrivit pentru toate tipurile de ten și pentru cele sensibile, uscate, deshidratate și așa mai departe. Da, foarte ok, mulțumesc foarte mult, Kiehl's. Nu mă așteptam la surpriza asta. Și înăuntru mai este o cartolină așa cu mai multe detalii cu gama lor, care bineînțeles este cea mai cunoscută din portofoliul lor, cel puțin așa cred. Asta și uleiul acela. Mereu uit cum se cheamă. Midnight Recovery Concentrate, parcă. Aia, uite, a fost lansată în 2005 crema Ultra Facial Cream. Nu știam chestia asta, deci are 16 ani îndată. Da, și este potrivită pentru hidratare, bineînțeles, și pentru refacerea barierii pielii, pentru că are squalan, un ulei hidratant care este cumva asemănător cu uleiurile pielii, uleiurile naturale ale pielii, și este foarte hidratant și întărește și restablește bariera de protecție a pielii. Da, eu v-am zis, îmi place mult crema, am folosit-o, am avut mai multe borcănașe din asta și am folosit-o și m-am înțeles bine cu ea pe perioada iernii, trebuie să precizez, pentru că eu am tenul mixt și vara este parcă prea hidratantă. Cred că am să închei acest vlog aici. Mâine mă duc la dentist. O iau de la capăt. Nu știu câți dintre voi mă urmăriți de
anul trecut, ca să spun așa, pentru că s-au adunat câțiva oameni noi aici. Dar anul trecut, aproape tot anul, am fost pe la dentiști. Și da, dentiști, pentru că au fost mai mulți, pentru că am avut niște probleme. În fine, nu este momentul acum și nici timpul să povestesc exact ce și cum. Dar au rămas niște probleme nerezolvate de anul trecut. Stați așa, să mă așez mai bine. Și, na, trebuie să mă duc să le rezolv, evident. Nu pot să stau așa. Am zis să treacă măcar luna ianuarie ca să nu încep anul cu mers la dentiști. Și mâine am programare la un alt dentist, mă duc în altă parte. Este o clinică de data aceasta, care ar trebui să aibă acolo la un loc toți specialiștii. O să văd, o să văd cum o să fie. Nu mai am nicio, nu știu, nu că speranță, nu vreau să mai fac niciun scenariu în legătură cu chestia asta. Oricum, mâine o să fie doar o consultație, cel mai probabil, și cred că o să-mi dea să fac și o radiografie nouă, pentru că eu am pe cea de anul trecut, care are aproape un an chiar, și s-au mai schimbat niște chestii pe aici pe acolo. Da, o să văd. Ideea este că o iau de la capăt și au rămas și cele mai serioase probleme de rezolvat cu extracții, implanturi și... Da, foarte frumos, dar da, mergem înainte, vedem ce face și am să încerc să fiu optimistă. Să sper că o să fie totul bine, deși anul trecut ajunsesem la o saturație așa după tot ce s-a întâmplat și la câți dentiști am fost și nu mai puteam. Sper să fie mai ok anul ăsta, să dau peste niște oameni mai ok, niște specialiști mai buni care să mă ajute. Da, așa că închei aici, dar o să vă mai țin la curent prin alte vloguri cu aventura mea pe la dentiști. E posibil să urmeze la un moment dat o pauză aici pe YouTube, dacă nu reușesc să filmez în avans, atunci când o să am extracțiile. Pentru că, da, nu cred că o să am stare sau față de vorbit, ca să zic așa. Nu știu, să văd cum mă organizez, când o să se întâmple toată treaba, dacă pot să filmez în avans sau nu. Da, mă rog, mai este până atunci. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!